Bună ziua, tuturor, sunt Spinizor, dacă putem să începem. Chiar începe, da? Bună ziua și bine v-am găsit la conferința de presă a Ministerului Educației dedicată creierii Institutului Național pentru Educație și Leadership. Este una dintre cele 20 de priorități ale Guvernului și ne bucurăm astăzi să facem anunțul că în această duminică, pe data de 25, va avea loc lansarea oficială a acestei instituții publice, odată cu prezentarea conceptului privind mentoratul. Vă aducem aminte că crearea acestui institut, după cum spuneam, este una dintre cele 20 de priorități ale Guvernului, o prioritate și a Președinției Republicii Moldova, pentru că, din punctul nostru de vedere, crearea acestei rețele de 1000 de mentori o să ne ajute să diseminăm, în primul rând, bunele practici în sistem, să reformăm sistemul de formare continuă în educație și să asigurăm o mult mai bună susținere pentru tinerii specialiști care aleg această profesie didactică. Această instituție publică a fost creată în luna noiembrie, iar între timp am reușit să angajăm directorul instituției, să capacităm instituția să ocupăm funcțiile în cadrul acesteia și urmează, după cum spuneam, în această duminică să avem lansarea oficială a organizației. De ce a fost necesar să fie creată această instituție? Vă aduc aminte că printre responsabilitățile de bază este gestionarea formării continue a cadrelor didactice din întregul sistem de învățământ, gestionarea unei rețele de 1000 de mentori, persoane care urmează să activeze în instituțiile de învățământ și să ne ajute să abordăm diverse probleme care există în sistem, diseminând bune practici, ghidându-și colegii, ajutându-i să devină mai buni pe anumite dimensiuni și, în egală măsură, jucând un rol foarte important în susținerea tinerilor specialiști. Printre subiectele pe care le vor aborda mentorii, vor fi subiecte legate de dezvoltarea personală și profesională, vor fi subiecte legate de combaterea și prevenirea bullying-ului, combaterea și prevenirea violenței în instituțiile de învățământ, promovarea competențelor digitale în rândul cadrelor didactice și susținerea colegilor lor în acest proces de transformare. După cum spuneam, am selectat un director al instituției. Această funcție este la moment exercitată de către doamna Viorica Andrițchi, iar la evenimentul de duminică vom prezenta conceptul de mentorat pentru întreaga comunitate educațională din Republica Moldova. Noi nu am mai avut până acum în sistem o asemenea abordare, o asemenea viziune și ne bucurăm să putem să dăm startul mentoratului în Republica Moldova, în esență, duminica aceasta. Ne vor onora cu prezența la eveniment și experți din România, doamna Cecilia Fleanță și doamna Ada Bena, care sunt consultanti internaționali pe mentorat, formatoare de mentor și e moderatoare. Respectiv, îndemnul nostru este către toți profesorii din sistemul nostru educațional să urmărească evenimentul pentru a cunoaște mai mult despre ce urmează să se întâmple pe această dimensiune extrem de importantă pentru sistemul nostru educațional, care va contribui în primul și în primul rând la creșterea calității predării în instituțiile noastre de învățământ. Vă mulțumesc mult și dacă aveți întrebări. Domnule ministru, Nadia Mihuță, jurnalist TVR Moldova, să ne spuneți, vă rog, cum au fost sau vor fi selectați profesorii care vor asigura acest mentorat, dacă vor avea un concurs sau și dacă ați putea să ne vorbiți despre costurile acestui institut. Înțelegem că este la nivel național, doar că cu sediu aici în Chișinău. Da. Deci noi urmează până în luna aprilie să selectăm formatorii naționali din rândul mentorilor, circa 40 de persoane care vor fi cei care vor forma întreaga rețea, iar până în luna septembrie ne propunem să avem în total circa 1000 de mentori selectați și instruiți. Îi vom selecta în bază de concurs, pornind de la anumite criterii legate de experiența profesională pe care o au până acum, pornind de la gradul didactic, de la implicarea lor, de exemplu, în pregătirea elevilor pentru olimpiadă, experiența anterioară în calitate de formatori în diverse proiecte naționale și internaționale. Încercăm să identificăm pe cei mai buni, în așa fel încât să continuăm să investim în ei și prin ei să reușim
să ajungem la fiecare profesor din țară și ca ei să poată să le ofere suficient suport în procesul lor de dezvoltare personală și profesională. Procesul de selectare a întregii rețele ar trebui în mod normal să înceapă în jurul lunii mai. Acum ne axăm pe aprobarea conceptului de mentorat, prezentarea conceptului către comunitate și consultarea lui și ulterior, ziceam, pentru început, formarea celor care vor sta la baza acestui sistem, a primelor 40 de mentori până la finalul lunii aprilie. Deci ei o să fie instruiți pe o anumită perioadă de timp? Cam cât ar fi această perioadă de timp? Și revenind la costuri, dacă noi, aveți... Da, noi credem că o să fie probabil nevoie de cel puțin 2-3 săptămâni de instruire pentru formatorii naționali. În primul rând, pe dimensiunea mentorat, ca să înțeleagă ce înseamnă construcția acestei relații cu colegii lor. Dincolo de asta vom fi nevoie de instruiri adiționale pe subiecte înguste care ne preocupă și pe care vrem să le diseminăm în sistem. Dacă vorbim de competențe digitale, asta o să fie un component separat. Dacă vorbim de prevenirea bullying, asta o să fie un component separat. În general, noi vedem mentorii ca niște agenți ai schimbării în sistem, respectiv pe majoritatea elementelor problematice pe care le avem astăzi sau a lucrurilor care vrem să le schimbăm, va fi nevoie de instruiri adiționale. Institutul Național pentru Educație și Leadership are un buget aprobat pentru 2024 de 9 milioane de lei, iar adițional, întreaga rețea de mentori va fi finanțată în primele 9 luni de zile printr-un proiect a Uniunii Europene gestionat la moment de către UNICEF și sunt prevăzuți circa 3.000 de lei lunar pentru salarizarea acestora, pentru salarizarea întregii rețele, ulterior urmând aceste costuri să fie preluate de către bugetul de stat. Și încă o întrebare legată de cazul care a fost destul de mediatizat în luna ianuarie, fetița de 11 ani care a născut. Ați declarat că a fost pornită o anchetă internă și reprezentanții Centrului Republican pentru Asistență Psihologică urmau să se deplaseze pentru a constata dacă s-a tăinuit sau nu, dacă ați putea să veniți cu un update la ceea ce... Da, ei s-au deplasat într-adevăr, au discutat cu mama, au discutat cu fetița, au discutat cu alte persoane implicate. Din câte cunosc, la această etapă este deschis un dosar penal, care sperăm noi că o să aibă finalitate și cei care se fac responsabili vor fi trași la răspundere. În paralel, se oferă consultanță psihologică pentru fetiță. În general, din raportul pe care l-am primit, starea ei psihoemoțională este cumva satisfăcătoare. Și din informația de care noi dispunem, din momentul în care cadrele didactice au aflat despre situația existentă, s-a semnalat și la poliție și la Centrul Medicilor de Familie, în așa fel încât se poate să fie gestionat sarcina. Deci nu s-a tăinuit imediat când s-a aflat, atunci au fost... Da, din raportul care l-a prezentat colegii nu am văzut elemente de tăinuire, toată lumea a acționat corespunzător, dar vă dați seama că situația e de așa natură că deja fapta s-a produs. Da. Și la nivel național ce măsuri au fost întreprinse? La nivel național, ceea ce suntem în continuare în discuții este despre posibilitatea extinderii cursului opțional de educație pentru sănătate la nivelul întregului sistem de învățământ. Este o decizie asupra căruia continuăm să medităm. La această etapă, ziceam și anterior, el este disponibil ca disciplină opțională. Sunt mai multe instituții de învățământ care îl oferă. Am și vizitat una recent în Hâncești și îndemnul nostru că toate instituțiile de învățământ este să ofere acest curs pentru elevi, pentru că asemenea situații să fie prevenite pe viitor. Dar preconizați să-l introduceți ca obiect, de exemplu, începând cu anul viitor? Cred că aici încă noi nu suntem gata să luăm o decizie, trebuie să avem o discuție mai largă cu întreaga societate și să ne determinăm pe marginea acestui subiect și în egală măsură să vedem dacă putem anumite elemente din această disciplină să le incorporăm în alte discipline de bază, precum este biologia, de exemplu. În ultimii ani s-au făcut anumite schimbări în acest sens, dar s-ar putea să fie nevoie de mai mult. Totodată pot să vă zic că s-a sesizat și Parlamentul pe marginea acestui subiect. Noi urmează să avem o discuție alături de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe modul de organizare și funcționare a comisiilor multidisciplinare
care ar trebui să fie mai active și pe dimensiunea prevenirii violenței pe bază de gen și nu doar, dar și pe dimensiunea ceea ce în esență există și o formă de violență și abuz în raport cu în genul ăsta de cazuri. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumesc mult, o zi bună.